Imaginile momentului vin de la Constanța. În contextul războiului, încă o mină a fost descoperită în delta Dunării, a fost de altfel și detonată între timp. E a cincea mină care a ajuns pe teritoriul românesc. Mina a fost descoperită pe plajă la Sfântul Gheorghe. Eram obișnuiți până acum să fim anunțați că aceste mine marine plutesc undeva în larg, la mile distanță, în special fiind observate de echipajele navelor comerciale. Iată că de această dată vorbim despre o mină marină care efectiv a fost adusă de curent pe țărm, pe plaja din Sfântul Gheorghe, acolo unde putea fi descoperită de un civil. Din fericire, polițiștii gărzii de coastă se aflau în acea zonă și au semnalat imediat pericolul. Autoritățile au securizat zona, iar mina a fost detonată. Conform procedurilor operaționale, șeful statului major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait, a ordonat ca intervenția să fie executată de către echipa EOD, specializată în distrugerea dispozitivelor explozive, care se află în serviciu de luptă permanent la divizionul 175 nave scafandrii, împreună cu echipa EOD din serviciu de luptă permanent de la regimentul 307 Infanterie Marină din Babadag. Minele de război periculoase provin din linia de apărare a porturilor din Ucraina. Nu este foarte clar dacă au fost eliberate de furtună sau dacă nu cumva ucrainienii le-au eliberat pentru a împiedica pe ruși să facă o invazie cumva pe plajă. Cert este că de când a început războiul s-a dat această alarmă, și anume că mine marine deosebite de periculoase, în special pentru nave, plutesc în derivă în Marea Neagră. De la începutul războiului, 5 mine marine au fost descoperite pe teritoriul țării noastre. Toate au fost detonate controlat. În total, 53 de mine au fost găsite în Marea Neagră, 4 în Bulgaria, 4 în Turcia și 40 în apele Ucrainei. Da, și din păcate, cel mai probabil nici nu va fi ultima, pentru că șansele de pace tind spre zero. Rușii, ați văzut, au intensificat în ultimele 24 de ore bombardamentul asupra Ucrainei, iar președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat cu puțin timp în urmă că, atenție, nici nu mai e interesat să vorbească cu Putin după ce a invadat țara. It's not interesting for me. Not interesting to meet. Not interesting to speak. Why? Because we had meeting with him in Normandy format. It was before the full-scale invasion. I saw the man who said one thing and then did another. Is it too late now? Too late? Not interesting. Who is he now? After full-scale invasion, for me, he's nobody. Alături de noi pe parcursul orei, jurnalistul Sorin Roșca Stănescu. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Domnul Gheorghe Almițeanu a fost ministru de finanțe. Bună seara, domnule ministru. Mulțumesc că ați intrat în direct cu noi. Domnul profesor Anton Hader, președinte Alma Mater, în studio. Bună seara, domnule Hader. Și domnul general în retragere, Virgil Bolăceanu, a fost șef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei. Bună seara, domnule general. Bună seara, m-au auzit bine? Da, v-au auzit foarte bine și v-am lăsat la urmă pentru că aș vrea să încep cu dumneavoastră. Mie mi se pare, nu dacă l-ascultăm pe domnul Zelensky, că ce ne așteaptă? Un război până în momentul în care una dintre cele două părți va capitula? Pentru că dacă discuții între cele două părți nu sunt, nu mai rămâne decât războiul, după mintea mea. Sper că am înțeles bine, că nu v-am auzit perfect. Întrebarea este legată de evoluție, da, exact, a situației operative de pe teren. Da, dacă președintele Zelensky zice că nu vrea să se întâlnească cu Putin, asta înseamnă că de acum încolo ținem cu războiul. Este clar că războiul va continua. Nu sunt niciun fel de indici că acesta va ajunge, se va ajunge la discuții de pace. Acum trebuie să analizăm modul în care evoluția situației de pe teren va fi legată de furnizarea de către tehnică grea pentru armata ucrainiană, cu sigur anumite supoziții legate de timpul în care urmează să se întâmple un asemenea lucru,
Și absolut este necesară o analiză privind cantitatea de forțe și mijloace care va fi livrată pe baza unor date care nu sunt cele mai exacte. Iar ca situație reală la ora actuală, rușii sunt în ofensivă. Sunt în ofensivă pentru că au reușit să cucerească Soledarul. Noi comentam că reușita lor legată de Soledar înseamnă și posibilitatea pe care au să încercuiască Bahmutul, tăind liniile de comunicații înspre Bahmut. Nu știu dacă s-a reușit în totalitate un asemenea lucru, dar oricum ei luptă pentru cucerirea Bahmutului, continuă acțiunile ofensive. Bahmutul rămâne un centru de greutate al operației de invazie în punga Donbasului și de aici vom asista sau este posibil să asistăm la dezvoltarea ofensivei, ofensiva de care se vorbește în Ucraina. Zelenski, ministrul apărării, chiar și șeful statului major general, posibilă în primăvară, ofensivă pe care cel mai probabil trebuie să o interpretăm pe două axe, dinspre Bahmut înspre Sloviansk, dinspre Bahmut înspre Kramatorsk. Este o bătălie a rușilor pentru cucerirea pungii Donbasului, în definitiv pentru cucerirea celelalte jumătăți a Donetskului. În același timp, rușii acționează pentru a interzice contraofensiva ucrainienilor pe direcția Svatove-Kremina. Ucrainienii au avut un succes remarcabil în urmă cu mai bine de două luni la sud de Harkov, dar la această dată acțiunile lor de cucerire a Kreminei se desfășoară într-un ritm foarte scăzut sau nu este exclus să fie stagnat, ținând seama de faptul că rușii au avut forțe suplimentare, au trimis acum vreo săptămână o brigadă aeroportată pentru întărirea apărării pe Kremina. Și primim informații destul de des că au început să execute contraatacuri, astfel să controleze această axă de dezvoltare a contraofensivei ucrainiene dinspre Svatove către Kremina, iar pe de altă parte să recucerească ceea ce au pierdut după contraofensiva ucrainiană. Tot informațiile la zi ne spun de pregătirea în continuare a apărării în cele trei regiuni, de fapt în patru. Vorbim de Herson, de Zaporojie, vorbim de Lugansk și vorbim fără doar și poate și de pregătirea pentru apărare a Crimeii. Am văzut este un lucru care acel anunț privind, domnule general, aș vrea să vă mai dau o informație. Să apere din perspectivă militară, prin consolidarea apărării, regiunile pe care le-au cucerit până acum și sigur și ceea ce urmează să cucerească în perioada următoare. Urmează să cucerească este legat de intenția pe care o au aceștia. Nu știm dacă vor reuși, pentru că să sperăm că ucrainienii vor rezista în punga Donbasului. Evident că semnele de întrebare sunt în legătură cu ce vine. Domnule Roșca Stănescu, poate un comentariu politic, pentru că vorbim de un anunț de la un politician, dar e un politician important, fostul președinte american Donald Trump, care a venit cu o postare extrem de interesantă, făcută pe rețeaua sa de socializare Truth Social, pentru că știți că le-a părăsit pe celelalte. Acolo zice așa, mai întâi tancuri, apoi arme nucleare, zice Donald Trump. First come the tanks, then come the nukes. Cu alte cuvinte, spune Donald Trump, care s-a opus furnizării acestor tancuri către Ucraina, că după tancurile astea ne așteaptă nucleara. Eu nu vreau să vă provoc la un efort de imaginație, ci doar la un efort de atenție. În timp ce s-a decis ca Ucraina să fie înarmată cu armament greu, cu tancuri și așa mai departe, și urmează să se decidă că tocmai e mai important ce a zis Biden decât ce a zis Trump, că tocmai încep discuțiile ca să primească Ucraina și avioane de vânătoare, în cosmos, și în timp ce pe pământ
mai sunt câteva secunde conform ceasului acela atomic, inaugurat după bomba atomică, mai sunt câteva secunde pe care le mai are omenirea conform ceasului atomic în cosmos, în stația orbitală. Cosmonauții ruși cu cosmonauții americani se înțeleg că foarte bine acolo e bună pace. Oare n-ar putea să coboare acea pace și pe Pământ? Și ce se întâmplă dacă Pământul ia foc și rămâne acolo în bună pace cât or mai rămâne cosmonauții americani și ruși? Nu ar fi bine să se găsească totuși o soluție? Da, dacă discuții nu sunt, cred că nici soluții nu sunt. Domnule general, mai vine la dumneavoastră, vedeți real pericolul ăsta nuclear sau exagerează Donald Trump? Care, nu știu dacă ați auzit postarea lui, a spus întâi vin tancuri, adică se referea că au fost trimise tancuri și urmează după aia să se atace cu nuclearele. Probabilitatea de folosire a armei nucleare tactice în această etapă a operației de invazie este foarte scăzută. Este o probabilitate însă pe care o putem lua în considerare, să zicem la un nivel chiar mediu, în condițiile în care s-ar atinge de către contraofensiva ucrainiană linia roșie. Linia roșie reprezentând o Crimeea. Dar pentru a se ajunge în Crimeea, trebuie să se elibereze Hersonul, trebuie să se dezvolte ofensiva pe direcția Zaporojen spre Titopol, Marea de Azov, să se taie culoarul terestru care face legătura dintre Crimeea și Donbass și Crimeea să fie aprovizionată numai prin peninsula Kerch, prin podul din peninsula Kerch, iar pe de altă parte să se reușească contraofensiva chiar în estul Ucrainei. Da. Această probabilitate la ora actuală este destul de crescută, luând în calcul cantitățile de echipamente militare, mă refer la tancuri, mă refer la mașinile de luptă ale infanteriei, mă refer la obuziere, mă refer la sistemele de apărare antirachetă și antiaeriene, mă refer la capacitățile de protecție. La cine știe ce-o veni, domnule general? Dacă să rămânem tot în zona aceasta războiului și a efectelor colaterale, haideți să vedem ce se mai întâmplă și cu preoții români din de acolo, din nordul țării noastre, din Bucovina, pentru că avem o schimbare aici venită din partea, un anunț din partea arhiepiscopului Tomisului, un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. Spune că problema preoților ortodoxi din Ucraina, care susțin că sunt terorizați de ucraineni, va fi discutat în scurt timp, pe 9 februarie, mai exact, într-un sfânt sinod. Pe de altă parte, așa cum ne amintim, reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, prin vocea domnului Bănescu, zilele trecute susțineau că preoții români din Bucovina sunt, de fapt, ai Patriarhului Kiril al Moscovei. Cum se va lămuri povestea asta? Costin Soare ne spune mai multe, Costin. Bună seara, bun găsit tuturor! Mărturiile cutremurătoare ale preoților prigoniți din Ucraina, preoți ortodoxi, nu au rămas fără ecou, inclusiv în Biserica Ortodoxă Română. Astfel, Înalt Preasfinția sa Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, a anunțat că la începutul lunii februarie va avea loc Sfântul Sinod, în care va fi pusă pe tapet inclusiv această problemă. Va fi discutată și inclusiv măsurile, deciziile pe care le va lua Biserica Ortodoxă. În acest moment, Biserica Ortodoxă Ucraineană nu este subordonată nici Moscovei, nici la Constantinopol, este independentă, însă vorbim despre preoți români, preoți ortodoxi care au avut de suferit ca urmare a prigonirii din partea autorităților ucrainiene. Serviciile secrete, așa cum ați văzut, doamnelor și domnilor, imagini în exclusivitate la România TV pe care le-am filmat în Ucraina împreună cu colega mea Orina Petrea, au descins pur și simplu peste preoți în chilii, i-au trezit cu noaptea în cap, i-au pus cu mâinile la perete și le-au cerut dovezi clare că nu ar avea legătură cu Moscova, pentru că totul a plecat de aici. În urmă cu câteva luni, tot serviciile secrete ucrainiene au descins la mai multe mănăstiri din zona Kievului. Aveau suspiciuni că acolo s-ar fi ascuns persoane cu legături cu Federația Rusă și că ar fi existat inclusiv depozit de armament sau muniție care erau livrate rușilor. Iată, astfel de operațiuni au loc și în
aceste zile, iar Biserica Ortodoxă Română susține că va avea un punct de vedere cu privire la această situație, așa cum vă spuneam, la începutul lunii februarie. Da, domnule Roșca Sănescu, e asta o soluție? Ce s-ar putea întâmpla acolo? Este un pretext ceea ce fac ucrainienii, inventează o falsă problemă și vor să ocupe acest spațiu al ortodoxiei române și vor să îi persecute pe români, această populație de 500.000 de români, mai mult decât a realizat prin legea pe care tocmai a promulgat-o. Deci legea nu spune așa ceva, acum ei exced această lege și să răfuiesc pur și simplu cu preoții, cu enoriașii, cu populația românească. Acum intervine acest sinod care ar putea să rezolve problema, credeți? Deci problema nu poate fi rezolvată decât într-un singur fel. Preoții din Ucraina au declarat că s-au desprins de Moscova, au declarat că sunt împotriva războiului declanșat de Vladimir Putin, dar, într-adevăr, ei nu s-au afiliat Bisericii Ortodoxe de la București. Cred că soluția, și aici trebuie să ajungă ei, este să se afilieze Ortodoxiei Românești, deci Patriarhiei Române, și atunci vor fi și sprijiniți într-un mod calificat, dacă vreți, și organizat. Un demers, înțeleg, domnule profesor, complicat, din câte spunea domnul Bănescu, purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, trebuie acolo întrebați oamenii, făcut un fel de referendum, să își dea toată lumea acordul și bănuiesc că fiind vorba de o altă țară decât România, e o situație fără precedent, o încercare care șanse nu prea cred că are. Un demers complicat, Radu, și un demers care are loc sau poate avea loc în vremuri foarte grele, complicate. Nu știu de ce noi românii ne trezim ca în greu, chiar și în alt preasfinția sau, mă rog, preafericitul de data asta, mă refer la el, Daniel, cam târziu a reacționat. Este opinia mea. Știa de multă vreme ce se întâmplă acolo. Nu știu dacă ar fi folosit foarte mult mesajul său în a schimba atitudinea la nivel foarte înalt în Ucraina, pentru că acolo de la cap se împute peștele, Radu, de la cei care conduc țara, de la actorașul, de la actorașul din fruntea țării, Radu. Biserica Ortodoxă nu e o singură opinie, la avem, da, pe de o parte patriarhul care prin vocea a intervenit, a spus spune că preoții aceia sunt ai lui Kiril și îl avem pe arhiepiscopul Tomisului care nu face nicio diferență și spune că sunt ai noștri. De ce s-a ajuns? Că nu-i lasă să facă slujba în limba română. Cum limba română din Ucraina, din zona Bucovinei de Nord, Bucovinei noastre, e pe cale de dispariție. Aici e problema. Numai eu știu câți miniștri ai educației nu s-au plâns, nu mi s-au plâns, că au mers acolo. Luați-o pe domnul Andreescu și întrebați-o. De câte ori n-a fost acolo să-i determine pe ucraineni, pe ministrul de resort al lor, al educației, să-i lase pe român să învețe limba română. Păi, pe românii ucraineni, să zic, de acolo. Și asta în condițiile în care ei astăzi vor să aspire la NATO, la Uniunea Europeană. Păi ce democrație e acolo cu guvernul ăsta progresist al lor? Eu zic că dacă n-au reușit ungurii... Păi, cu Orban în frunte să miște lucrurile pentru maghiari din Ucraina. Cât i-au ajutat polonezii, Radu, n-o pe ei, și nici nimic n-au făcut. Deci ne va fi foarte greu. Sunt extrem de căpățânați și acum, având americani în spate, li se pare că n-ai văzut. Acum să fim corect, problema asta e de 30 de ani, nu a început cu E adevărat stresii. Asta, e adevărat, dar a prins aripii. Nu ne-a interesat. Nu vrea să se întâlnească cu Putin, nu vrea pace tânărul artist pseudo al Ucrainei. Da. Noi, Alma Mater, am decis să nu mai dăm un leu acolo. 50 de bani nu mai dăm. Nu merită. Nu merită Ucraina așa ceva. Ucraina prin șefii lor. Cetățeanul de rând, da. Că avem pe aici... Pe Ucraine, că Radule, și țara avem sute de ucraineni acolo la Politehnică. De la școală vin. Sunt cazați de noi. Ținuți de primăria sectorului 6 al lui Ciucu. Cu mâncare, cu tot ce le trebuie. Acum ce vrei să-i dăm afară? N-am zis, dragul meu. Ah. Dar reacția lor cum e? Semnul de recunoștință care e? Care e, domne? Să nu te lase să înveți limba maternă? Recunoștință. Am prins o ciudă pe președintele lor rară. Și nu numai eu. Sunt mulți români.
Lăsați-l că și-a părut și țara. Haideți să vedem ce se întâmplă și cu ai noștri politicieni. Monica Macovei, chemată la Curtea de Apel Constanța, însă nu a făcut declarații în fața procurorilor, le-a spus că nu vorbește, că are acest drept, după care a plecat prin spate ca să scape de presă. Mădălina Petre ne explică.